bun găsit la Jurnal Economic. Începutul de an a adus o contracție puternică a sectorului construcțiilor, care s-a redus cu peste 7% față de ianuarie 2013, potrivit Institutului Național de Statistică. Scăderea a fost determinată în special de micșorarea lucrărilor la construcțiile inginerești, adică de infrastructură. Sectorul construcțiilor, care ține în spate 8% din produsul intern brut al României, nu dă semne că și-ar reveni prea curând. Dimpotrivă, practic indicele lucrărilor de construcție a coborât la una dintre cele mai proaste valori din ultimii ani. Scăderea a fost generată în special de statul român, asta în condițiile în care construcțiile inginerești s-au contractat cu aproape 16% în ianuarie. În această categorie intră preponderent lucrările de infrastructură, precum drumuri, căi ferate, poduri sau aeroporturi. Pe de altă parte, construcțiile de clădiri nerezidențiale au înregistrat o mică reducere, în timp ce lucrările la construcții rezidențiale s-au majorat cu peste 8% în ianuarie, posibil semn că piața locuințelor începe să se dezmorțească. Comisia Europeană a aprobat joi un proiect de înăsprire a regulilor privitoare la plata bonusurilor bancherilor, astfel încât aceștia să suporte consecințele în cazul scăderii performanțelor instituțiilor financiare. Propunerile stipulează că obligațiunile incluse în bonusurile acordate bancherilor să fie convertite în acțiuni ordinare ale băncii. Potrivit propunerilor Comisiei Europene, băncile din Uniunea Europeană trebuie să plătească jumătate din bonusurile sub altă formă decât în numerar, pentru a le condiționa de performanțele pe termen lung ale băncilor. O altă regulă este că bonusurile să nu depășească dublul salariului fix. Alte măsuri includ reguli de calculare a riscurilor implicate de fluctuațiile pieței în prețul contractelor derivate și recomandări privind legătura între capital și tratamentul în contabilitate a obligațiunilor garantate. Parlamentul European și guvernele celor 28 de state membre au la dispoziție o lună pentru a face obiecții la propunerile Comisiei. În cazul prezentării de obiecții, procesul de analiză se va prelungi cu 2 luni. Acestea au fost, doamnelor și domnilor, știrile economice. Urmează cursul valutar, iar cu veștile din domeniu ne întâlnim mâine la aceeași oră. La revedere!